Pastila de fizică. Mișcarea rectilinie și uniformă. Mișcarea care descrie deplasări egale pentru intervale de timp egale pe o traiectorie care este o linie dreaptă, este o mișcare rectilinie uniformă. De exemplu, un tren care se deplasează în linie dreaptă și care parcurge 15 km în fiecare sfert de oră, are o mișcare rectilinie și uniformă. Acest automobil se deplasează în linie dreaptă de la O la C. Distanțele OA, AB și BC sunt egale cu 4 metri și fiecare porțiune de drum este parcursă în 2 secunde, astfel viteza este 2 metri pe secundă pe fiecare porțiune. Automobilul parcurge o distanță totală egală cu 12 metri, iar durata mișcării este 6 secunde. Astfel viteza medie a automobilului este egală cu 2 metri pe secundă, aceeași ca pe fiecare porțiune, deci este o viteză constantă. Legea mișcării rectilinii și uniforme este exprimată prin ecuația de egal cu V ori delta T, unde D este distanța parcursă de mobil, V este viteza acestuia și delta T durata mișcării. Calculează distanța parcursă de un automobil care se deplasează cu viteza de 54 km pe oră timp de 2 ore. Vom utiliza legea de mișcare, astfel distanța va fi egală cu 54 km pe oră înmulțit cu 2 ore, adică 108 km. În mișcarea rectilinie și uniformă traiectoria corpului este o linie dreaptă, iar viteza acestuia este constantă. Legea mișcării este exprimată prin ecuația de egal cu V ori delta T.